Bună seara tuturor! Sunt Miruna Vlada și îmi face o mare bucurie să fim alături în această seară pentru a face așa o pregătire pentru Ziua Internațională a Poeziei, care va fi pe 21 martie, și pentru a lansa cel de-al treilea volum al unei antologii foarte, foarte importante și o să tot subliniem cumva în această seară motive pentru care această antologie este mai importantă decât celelalte sau mai specială decât celelalte sau venind să completeze un tablou al poeziei scrise de femei în literatura română, cu totul și cu totul insolite. Și am alături de mine nu doar cele două editoare, cele care au gândit acest proiect să acopere și să recupereze un secol de poezie scrise de femei, dar Alina Cucaru și Paula Erizanu, dar și două poete, două scriitoare foarte importante, dar și două cititoare pe care mă voi baza în această seară, Adela Greceanu și Simona Popescu. Și cred că este foarte important să mai spunem legat de acest al treilea volum, care acoperă perioada 1918-1944, exact perioada interbelică, și când am deschis volumul și am văzut prefața cosemnată de Paula și de Alina, intitulată Voci între războaie, chiar în această perioadă, când trecem prin momentele acestea foarte tulburi și prin mijlocul unui război la granițele României, cred că atât volumul cât și multe din ideile, să zicem așa, puse împreună în acest volum au cu tot o altă semnificație și am avut așa o reacție emoțională când am văzut titlul prefeței, Voci între războaie, despre care discutăm în mijlocul unui război la care nimeni nu se aștepta. Vreau de asemenea să adaug că volumul este ilustrat cu niște fotografii foarte speciale făcute de Maria Guțu și de asemenea că volumul a apărut cu sprijinul unui proiect AFCN. Aș vrea să începem prin a prezenta puțin cartea și prin a înțelege cu toții de ce este atât de insolit acest volum, de ce avea literatura română nevoie de acest efort de recuperare pe care l-au făcut cele două scriitoare. Și o să încep cu Adela Greceanu, care și ea a publicat recent o antologie la editura Cartier, și care practic la finalul anului trecut, să zicem așa, și-a pus împreună poemele Șuruburi, Șaibe, Cuie și Piulițe, poeme alese, un volum antologic. Adela Greceanu, ce putem celebra astăzi la apariția celui de-al treilea volum dintr-un secol de poezie română scrisă de femei? Bună seara, Miruna, bună seara tuturor, îți mulțumesc pentru întrebare. Ai spus foarte bine că o să încercăm în seara asta să arătăm de ce acest al treilea volum al antologiei Un secol de poezie română scrisă de femei e mai special, e mai important, e într-un fel, e ceva care completează într-un fel foarte special acest efort de recuperare a poeziei scrise în limba română de femei și eu m-am gândit la fel să încep ce am de spus, exact arătând că Paula Erizanu și Alina Purcaru au făcut ceva esențial prin acest al treilea volum. Au arătat că există femei care au scris poezie în limba română în interbelic. Și au făcut această demonstrație printr-o muncă de arheologie, căutând și săpând prin anticariate, prin biblioteci și printr-o muncă de detectivistică literară, mergând din document în document, cercetând istorii literare, texte biografice și memorialistice pentru a găsi informații despre viața și opera poetelor antologate aici, ba chiar au descoperit nume complet uitate, cum este cea care semna Anșa, sau Madlena Andronescu, sau Emilia Marghita. Și știu
puțin aceste dedesubturi ale muncilor de arheologie și detectivistică literară, pentru că am făcut recent un interviu cu Alina Purcaru, în care mi-a povestit cum au săpat ele după toate aceste autoare sau după majoritatea dintre ele, pentru că majoritatea sunt ori uitate, ori complet necunoscute și sper că ne vor povesti chiar ele cum au lucrat, cum au muncit, cum au făcut această muncă așa de importantă. Sunt foarte importante în cartea asta și textele introductive pentru fiecare autoare. Și astfel antologia devine și o culegere de portrete de poete, portrete din care aflăm lucruri foarte relevante despre contextul istoric, social, literar în care au scris. Și mi se pare că acest al treilea volum al antologiei răspunde la o întrebare pe care am auzit-o de multe ori, mulți dintre noi. De ce nu au scris femeile? Ce le-a împiedicat să se afirme? Ei, răspunsul la această întrebare se află și în cartea asta, se află și în prezentările autoarelor și în prefața volumului pe care ai amintit-o, Miruna, Voci între războaie. De ce nu au scris femeile decât târziu și cu greu? Pentru că, în primul rând, au avut acces cu greu și târziu la educație, nu? Târziu și cu greu au putut vota, târziu și cu greu au putut lua parte la viața publică, pur și simplu. Și așa cum mi se întâmplă de multe ori când citesc cărți sinteză, cum e și cartea asta, sau cărți construite din alte cărți, și volumul acesta m-a făcut să reiau cărți despre istoria feminismului în România, despre situația femeilor în secolul trecut sau în secolele trecute și mi-am amintit iarăși un pasaj din celebrul eseu al Virginiei Woolf, O cameră doar a ei, care răspunde perfect la altă întrebare. De ce e important să știm cum au scris primele femei din literatura română? Și vreau să vă citesc acest fragment din Virginia Woolf, O cameră doar a ei. Ea spune la un moment dat că spre sfârșitul secolului al XVIII-lea s-a produs o schimbare mai importantă decât cruciadele și războiul celor două roze. Femeile din clasa de mijloc au început să scrie. În Anglia, desigur. Pentru că, spune Virginia Woolf, dacă mândrie și prejudecată contează și Middlemarch și Villette și la răscruce de vânturi contează, atunci contează mai mult decât pot demonstra într-un discurs de o oră că femeile în general și nu doar aristocratele singuratice închise în conacul de la țară și printre cărți și lingușitori au început să scrie. Fără aceste pioniere, Jane Austen și surorile Bronte și George Eliot n-ar fi putut scrie, cum n-ar fi putut să scrie nici Shakespeare fără Marlowe, nici Marlowe fără Chaucer, nici Chaucer fără acei poeți uitați care au croit drumul și au îmblânzit sălbăticia limbajului. Capodoperele nu se nasc unice și solitare. Ele sunt rezultatul multor ani de gândire în comun, de gândire colectivă, pentru ca experiența maselor să vorbească într-un singur glas. Iată, și la noi a avut loc acest eveniment major, dar cu un secol și ceva întârziere, nu? Și cumva totul a fost mai anevoios, impunerea scriitoarelor, recuperarea lor, dar aș spune că fără aceste pioniere din volumul al treilea, Un secol de poezie română scrisă de femei, nu știu dacă se vede bine coperta asta minunată, fără aceste autoare îndrăznesc să spun că nici Ileana Mălâncioiu sau Gabriela Melinescu sau Nora Iuga sau Mariana Marin n-ar fi putut să scrie și poate că nici noi cele de acum. Eu am convingerea că n-am fi putut să scriem dacă n-ar fi existat înaintea noastră aceste autoare curajoase care au început să scrie în ciuda unor opreliști de tot felul și a prejudecăților lumii în care au trăit. M-aș opri deocamdată aici. Miruna, dă-ți drumul la microfon, nu te mai auzim.
Mulțumesc mult, Adela. Scuze, vreau să arăt și eu coperta, într-adevăr, foarte frumoasă. Și acum aș vrea să avem așa un intro. Vă spuneam că o să revin la cele două invitate și vroiam să trecem la Simona Popescu, care și ea a publicat la finalul anului trecut un nou volum mult așteptat de poezie și e un eveniment literar acesta la editura Nemira, Cartea plantelor și animalelor. Și mai mult decât atât, sigur, Simona Popescu este o cititoare profesionistă, o foarte mare iubitoare de literatură și cumva mă interesa perspectiva ei despre acest volum și despre nevoia la care răspunde el și cine are cea mai mare nevoie de acest volum. Vorbim despre un invers cronologic, da? Alina și Paula au început cu poezia contemporană, scrisă de poete contemporane, în care și noi ne-am regăsit și iată acum cel de-al treilea volum este și cel mai îndepărtat în timp, este, recuperează o perioadă aproape, să zicem așa, greu vizibilă, pentru că multe dintre poetele din acest volum sunt foarte puțin, dacă nu chiar deloc cunoscute. Unele din poetele din acest volum sunt pentru prima dată aduse în lumină și eram curioasă cum a trăit, cum a simțit și cum vede Simona această acțiune de recuperare, de aducerea lor în actualitate din acest volum. Simona? Și eu am citit toată săptămâna lucruri, tot felul de lucruri despre literatura feminină, despre scriturile feminine, pentru că la sfârșitul săptămânii urmează să merg la Iași, unde o să am întâlniri cu niște scriitoare francofone și o să vorbim despre exact asta, despre l'écriture féminine, despre scriturile feminine. În primul rând aș vrea să le felicit pe Paula Erizanu și pe Alina Burcaru pentru acest proiect foarte frumos pe care ele l-au făcut cu mare, mare generozitate și cu inteligență și cu delicatețe, pentru că E și asta un lucru dificil, să faci niște antologii, să alegi 2, 3, 4 poezii, 5 poate, din poete care, nu știu, unele au multe cărți, vorbesc de întreg proiectul acum, altele mai puține, altele, uite, în cazul acesta, câte un volum de versuri și poate nici măcar atât, sau o să vorbească ele despre asta. Deci un gest de generozitate și un proiect nu doar recuperator, sau recuperator în două sensuri. În primul rând, e o recuperare care ține de istoria literară și, într-adevăr, în istoria literaturii, scriitoarele cam lipsesc și ele acoperă un gol și sunt foarte binevenite toate cele trei antologii, dar mai ales aceasta recent apărută, dar mai mult decât atât, decât o recuperare istorică, este o recuperare a unor discursuri feminine. Noi când vorbim despre literatura scrisă de femei, tindem să folosim singularul. Literatura feministă, literatura feminină, scritura feminină, literatura, iată singularul, scrisă de femei și așa mai departe. Când, de fapt, avem de-a face cu multiple proiecte, cu un mozaic întreg de lucruri de spus și care sunt spuse într-un fel sau altul. Pentru mine, acest volum a fost cel mai emoționant. Nu pentru că avem de-a face cu niște fete pierdute, ca să trimit la o carte recenta lui Alcis Stelecan, o carte în care am înțeles că el a reușit să strângă la un loc 90 de fete pierdute. Iată că în mintea mea s-a prăbușit o prejudecată. Eu chiar credeam că sunt foarte puține scriitoare, mai ales din trecut, care
au încercat să scrie poezie. Uite că Cistelecan a ajuns la numărul 90 și acest volum al treilea din seria de volume publicate de Cartier. În acest volum sunt, nu știu, peste 20-25 de poete, poate mai mult, o să spuneți voi ce și cum. Deci a căzut această prejudecată. Fetele au scris, femeile au scris. Ce s-a întâmplat de s-au pierdut, vorba lui Cistelecan? Și uite acum ce bine sunt recuperate de două poete din generația cea mai tânără. Acum, în paranteză fie spus, uite, luăm și un avantaj al faptului că sunt poete. Poate că ar merita un astfel de volum și niște băieți pierduți. Cu siguranță sunt niște băieți pierduți și care merită recuperați. Nu am nicio îndoială și chiar ar fi un proiect binevenit, aș zice. Acum, despre carte, trebuie să vă mărturisesc că întâi am citit biografiile, pentru că despre majoritatea nu știam absolut nimic. Și am aflat tot felul de lucruri. Deci, dincolo de poetica pe care ele o propun, hai să ne oprim puțin la biografiile lor, care sunt unele exemplare sau unele tragice de-a dreptul sau, în orice caz, tulburătoare. Sunt poete care au murit foarte tinere. Olga Vrabie, 25 sau 26 de ani. Magda Isanos, 28 de ani. Sunt poete care s-au lăsat pur și simplu după un prim volum. Probabil că nici nu au avut parte de receptare. Dacă nu ai minime ecouri care înseamnă și o susținere, tind să te lași de literatură, într-adevăr. Altele au avut niște evenimente personale, de viață personală, foarte, foarte, foarte dificile. Sunt femei care au cunoscut războiul, sunt femei care au făcut închisoare din vari motive. Nu știu, Elena Faragon, nici n-am știut că a făcut închisoare pentru că a participat la revolta de la 1907 și a fost scoasă din închisoare de Iorga. Sau nu știu care dintre ele, poate mai puțin cunoscută, a fost închisă în perioada regimului Antonescu. Altele au făcut închisoare în timpul comunismului și au avut dosar de urmărire penală până la moarte. Poate mă ajutați cu un nume. Olga Caba să fie? Poate Olga Caba, oare? Da, Olga Caba, nu? 2 ani de închisoare sub comunism și dosarul de urmărire până când s-a stins din viață. Sunt poete care au stat în umbra soților lor, Agata Grigorescu, Bacovia sau Claudia Emilian. Deci sunt tot felul de povești în acestea de viață care sunt legate cumva de poezia lor. Am citit cu atenție poeziile toate și e ceva ce le leagă, o poetică și niște obsesii tematice. La suprafață sunt legate de ceva ce din zona diafanului, fragilului, și acum o să deschid o paranteză și că tot ai pomenit de Cartea Plantelor și Animalelor, cred că la fiecare, fără excepție, am găsit o trimitere către, mai ales către plante, nu știu, de la orhidea neagră, la crinii roșii, micșunele, ghiocei, păduri, grădini, buruieni, nu știu, liziere, culicurici, ai zice o zonă decorativă, nimic decorativ aici. Dincolo de suprafața aceasta florală, de profuziunea asta vegetală, se ascund dramele acestor femei. Sunt poezii despre tristețe, despre melancolie, despre moarte, despre frică.
despre frica degradării, despre frica îmbătrânirii, despre frica de a-ți pierde tinereța, frumusețea, despre frica despărțirii de un iubit sau chiar de viață. Colcăie de astfel de traume și de lucruri delicate. Eu le respect cu atât mai mult cu cât traumele sunt ascunse sub această profuziune vegetală. Ele nu practică absolut deloc o retorică a exhibării. Nu sunt exhibiționiste, nu-și arată rănile, nu cer milă. Este o poezie a demnității, o poezie a tragicului care nu cere milă. Un tragic consumat cu demnitate, repet acest cuvânt, și care atrage de plin respectul meu. Trebuie să recunosc că am o slăbiciune aparte pentru poeții care vorbesc despre lucruri grave pe dedesubt, ascunzându-se, și am reticențe față de cei care își exhibă rănile uneori false. Poate să revin puțin mai târziu ca să nu ocup prea mult spațiu. Sigur, Simona, mulțumim foarte mult. Și acum o să arunc mingea discuției și către editoarele și cele care au gândit de la bun început această antologie, care nu cred că era gândită chiar în trei volume, dar iată că acest al treilea volum este cumva cireașa de pe tort, dacă pot să spun așa. Este foarte special și vreau să încep cu Alina, să o întreb așa din culisă. Visele cărții, așa cum au menționat și invitatele și Adela și Simona, ceea ce ați realizat extraordinar în această antologie nu se rezumă doar la selecția poetelor, celor 25 de poete, care, iată, oficial intră în literatura română și practic acum nu mai este nicio scuză pentru istoriile literare să nu le menționeze, dar și notele biografice sunt de o extremă importanță, pentru că despre multe dintre ele nu știam nimic. Voi cum ați reușit să le găsiți, Alina? Greu. E foarte simplu de spus. Nici acum nu-mi dau seama totuși cum am reușit să ducem la capăt proiectul ăsta, pentru că informația este disparată și destul de puțină. Ele, nefiind reținute într-un circuit canonic, nici nu prea s-a interesat foarte multă lume de parcursul lor. Bineînțeles că atunci când începi să cauți, găsești surse. Altfel n-am fi putut să scriem nimic despre ele. Unele care sunt mai cunoscute au avut parte de, în timp, de o receptare mai atentă. La altele, desigur, a fost mult mai greu, iar aici sursele nu e niciun secret, sunt aceleași ca pentru toată lumea care vrea să afle ceva. Presă, istorie literare, critică, volume, studii introductive, trebuie doar să cauți, să fii atentă, să perseverezi, să faci lucrul ăsta temeinic, pentru că altfel, dacă te gândești, uite cât necunoscut e în față, poate să fie demotivant. Pentru că, de fapt, vezi că nu știi mare lucru sau pentru unele nu știi nimic și atunci îți vine să spui, păi, de fapt nu există sau, de fapt, este ceva prăfuit, n-a interesat pe nimeni, prin urmare nu ar trebui să ne intereseze. Nu cred că a fost alt tip de documentare și alt tip de cercetare decât fac, în general, istoricii literari. Nu, evident că nu e vorba aici de o muncă propriu-zisă de istorie literară, pentru că e o antologie de poezie însoțită de schițe de portret. Ăsta a fost și scopul, să oferim un minim de informații, dar relevante, despre aceste autoare, așa încât cine este interesat, interesată, să poată să pornească de undeva. Și o las pe Paula să continue cu restul detaliilor. Cred că
Asta a fost volumul la care ne-a fost cel mai dificil să, să găsim autoare. Dacă în primul volum sunt prezente, sunteți prezente voi și sunt prezente poete care scriu astăzi și care fac parte din viața literară a viața literară contemporană, deci noi le vedem la față, sunt parte din petreceri, festivaluri, din evenimente, sunt în continuare publicate. Atunci, la volumul 2 și la volumul 3, a fost mult mai dificil să le pescuim pe aceste nume uitate, ale căror volume nu se mai găsesc pe piața editorială contemporană și care nu-și mai pot cânta în propria trompetă, ca să folosesc o expresie engleză, nu mai pot participa cumva la evenimente în continuare. Alina a reușit să comandă foarte multe cărți folosind site-ul Ocazii sau cotrobuind prin anticariatele din București. Eu am mizat destul de mult și pe bunăvoința bibliotecarelor de la Biblioteca Națională din Chișinău, pe bunăvoința lui Bogdan Crețu, care mi-a împrumutat niște volume din, de la Biblioteca de la Academiei de la Iași. Am mai pescuit niște volume de la Alexandru Cistelican. Și tot la el am și găsit și notițe biografice. Așa, una câte una, cumva s-a adunat o listă de poete care au demonstrat că în pofida tuturor obstacolelor, de ordin politic, legislativ, cultural, au reușit să scrie și au reușit să-și fie fidele propriului adevăr și au reușit să scrie divers. Cel mai mult pe mine m-a impresionat să găsesc, sau ce m-a surprins a fost să găsesc și poete cu simț al umorului și cu ironie. Aici, mă rog, în mediul literar este deja cunoscută Maria Banuș pentru spiritul său dezvolt, dar pe lângă ea am râs la poemele lui Madeleine Andronescu sau ale Emiliei Marghita. La fel pe lângă cumva poezia asta de dor și de tristețe pe care a remarcat-o Simona, ceea ce ne-a mai interesat pe Alina și pe mine a fost și poezia de observație socială pe care a scris-o, de exemplu, și Elena Farago și Magda Isanos și alte poete ale vremii. Într-un fel, ceea ce se conturează prin cele trei volume, dar și prin volumul acesta al poetelor interbelice, este și un soi de diversitate stilistică și un spirit mai inclusiv, mai orizontal la nivel de deciziile estetice, dar și mesajele și tematice. Decizii estetice și tematice pe care le-au luat fiecare dintre aceste poete. Când am pornit la drum cu Alina, am zis, inițial voiam să facem un singur volum, pentru că mi se părea că nu sunt chiar atâtea poete pe cât am reușit să le descoperim apoi. Uite că în aceste trei volume am reușit să aducem împreună textele a aproape 100 de poete care au scris timp de 100 de ani în limba română. Și atunci când am decis totuși că vom împărți munca în trei volume, am zis că atunci o să ne liniștim, o să bem șampanie, o să putem să ne mai odihnim un pic după un asemenea proiect. Dar uite că munca continuă. Mulțumesc mult,
Paula, o să revin la voi pentru că mă interesează, sigur, spre final aș vrea poate să și auzi, mă interesează poate și un top 3 al vostru sau care au fost cele mai surprinzătoare, cele mai spectaculoase dintre autoarele pe care le-ați găsit și poate dacă ați avut la un moment dat și dezacorduri legate de anumite poeme selectate sau chiar poete. Și o să revin la Adela și la Simona, o să încep cu Adela, pentru că, bun, s-a mai subliniat deja că acest volum de recuperare practic dă o nouă șansă, da, rescrierii istoriei literare, dar cred eu că sigur se poate confrunta și cu anume probleme de recepție. Eu eram curioasă și de la Adela și de la Simona, voi cum credeți că va fi citit, cum este citit în 2022 și de acum încolo acest volum, aceste 25 de autoare, unele, cum am spus, complet noi și vorbim iarăși de o țară, de România, unde manualele școlare de limba și literatura română prezintă foarte puține scriitoare și programa de BAC nu conține nicio scriitoare de limbă română. În contextul ăsta, cum citim aceste 25 de voci dintre războaie? Adela Beceanu. Da, și să adăugăm că dintre poetele despre care se mai vorbește pe la școală, poete care au scris în interbelic, e vorba doar de Elena Farago sau Otilia Cazimir și doar cu poezii pentru copii. Ele sunt cumva reduse Cumva într-o zonă la minoră, considerată minoră. Eu considerată. n-aș considera o minoră, dar, din păcate, literatura pentru copii la noi este privită, cred, cumva, e pusă cumva într-un colț, așa, într-o zonă minoră. Da, e interesantă întrebarea ta, Miruna, oare cum vor fi citite aceste 25 de poete interbelice? Eu mărturisesc că le-am citit și am și recitit o parte din poemele lor cu foarte mare curiozitate și am încercat la un moment dat chiar o lectură de identificare, dar în sensul pe care îl dă Simona Popescu noțiunii lectură de identificare, chiar într-un interviu recent publicat chiar pe site-ul Cărturești, unde suntem și noi acum, și Simona Popescu spune așa: te identifici mai ales cu o gândire, cu un fel de a vedea lucrurile. Și am încercat să văd dacă eu astăzi am ceva în comun cu ele, cu una dintre ele, cu ceva din ce au scris, cu un poem sau cu câteva versuri. Și am găsit, spre surpriza mea, recunosc, versuri pe care mi le-aș pune chiar motto la cărți viitoare sau poate chiar la cărți pe care le-am scris deja. Și aș vrea să vă citesc un fragment dintr-un poem de Alice Călugăru, care se cheamă Pe drum. Ea este și poeta care deschide antologia și zice așa, Alice Călugăru: Ah, nu mai știu pe care țărm, ca moartă, sunt azvârlită iar, în care parte a lumii valul zilelor mă poartă, dar simt că pretutindeni sunt departe. M-a rupt acest vers. Simt că pretutindeni sunt departe. Mi l-aș pune ca motto cândva. Sau în Magda Isanos, și o să vă citesc un poem întreg al ei, care îmi place foarte, foarte mult. Insulă se cheamă, mă simt în camera mea ca pe o insulă. Seara când arde becul, amiază egală, ies ploșnițe și gânduri în haine de gală, ca un Robinson visez departe orașul. Mă gândesc tot mai grăbită și sufăr de tinerețe ca de o boală sau dragoste. Fereastra miroase frumos și adie, dreptunghiulară, ca un drapel pe o corabie. Ei, acest sufăr de tinerețe ca de o boală sau dragoste, mi-ar fi plăcut să-l scriu eu, acest vers. Ăsta e într-un fel supremul compliment, da, al unui poem, a ceva ce ne place, să fi vrut să-l Da. scriem noi. Și mi se pare foarte emoționant că, uite, noi acum, în 2022, stăm aici și vorbim despre aceste autoare uitate, noi fiind cine? Două autoare care au trecut în revistă 100 de ani de poezie română scrisă de femei și plus trei autoare care sunt incluse în primul volum, pentru că antologia e construită dinspre prezent spre trecut.
Așa e, Adela, și la fel m-a emoționat și pe mine și ce ai menționat tu legat de faptul că aceste scriitoare ne-au făcut pe fiecare dintre noi posibile. Da? Cum ar fi arătat o literatură română fără aceste 25 de scriitoare? Cred că și asta e un exercițiu interesant. Simona Popescu, cum le citim pe aceste poete? Cum le integrăm pe ele acum în literatura română și în cămara fiecăruia de poezie? Miruna, sincer, eu nu cred că ele au avut vreo influență până acum în literatura română, în sensul că nu cred că au fost citite. De aceea, cu atât mai, nu știu, cu atât mai minunat acest proiect de recuperare, repet, de istorie literară, dar înainte de orice, de imaginar poetic feminin, adaug și feminin, aș putea să mă opresc pur și simplu la acest imaginar poetic, ar fi suficient. Ele sper ca de acum înainte poate să influențeze poezia română actuală, scrisă de femei și nu numai de femei. Poezia scrisă de femei astăzi e pe o direcție sau o direcție este dominantă, deși firesc ar fi să nu existe direcție dominantă, să fie, cum să spun, să fie direcții la plural. Este mai mult cultivat imaginarul violenței și acum când folosesc această sintagmă, nu mi-aparține. Citez pe o poetă mai tânără, din ultima generație, deci care își asumă sau care mărturisește că a fost influențată mai degrabă de un imaginar al violenței. Poate că pe val este acum și o retorică a exibării, cum spuneam. Eu cred că, nu știu dacă aceste poete, dar cred că este foarte important să revină în literatură, fie ea scrisă de femei sau de bărbați, și categorii ale esteticului mai slabe, pun între ghilimele cuvântul ăsta, precum frumusețea. Mie mi-era dor de frumusețe în poezie, pur și simplu de frumusețe. Delicatețea, fragilitatea, vulnerabilitatea, imaginarul non-violenței, habar n-am ce s-ar putea opune violenței, discreției, demnității, eticului. Sunt lucruri pe care eu le vreau înapoi în poezie, sunt lucruri pe care le caut în poezie, sunt lucruri pe care le găsesc în poezia lumii scrise astăzi, în vari țări. Sunt lucruri pe care le găsesc și în poezia scrisă în România astăzi. Și cred că această carte, dacă e citită cum trebuie, dacă e înțeleasă, nu datată, nu ca un volum cu niște poete pierdute, poete uitate, recuperate, ci ca un volum al unui tip de expresie a femininului, dar nu mai, n-aș vrea, mă încurcă foarte mult, mă încurcă extrem de mult tandemul ăsta care uneori este pus în opoziție feminin-masculin. N-am aici timp și nu e cazul, am concepția mea despre feminin-masculin, despre relația asta care e foarte interesantă și care este interesantă noi toți ca scriitori și ca oameni, având lucrând cu aceste două la fel de prețioase componente ale psihicului nostru înainte de orice, care sunt femininul și masculinul. Că tot vorbeați despre scriitoare și manuale și așa mai departe. De ani de zile fac pledoarii puternice pentru Hortensia Papadabengescu. Ea este o scriitoare, începe să fie o scriitoare uitată. Studenții mei nu mai știu cine este Hortensia Papadabengescu. Ea este un caz, începe să devină un caz special și tragic cumva. Este o scriitoare de o inteligență și, paranteză, în paranteză fie spus, ceea ce apreciez la un scriitor-scriitoare,
scritoare-scriitor este inteligența artistică și personalitatea. Pe mine nu mă interesează dacă sunt cărțile scrise de femei sau de bărbați. Eu vreau acolo să găsesc inteligență și personalitate, inteligență emoțională sau inteligență creativă, emoție și personalitate. Hortensia Păvara-Bengescu are la un moment dat în prozele ei subiective, care sunt minunate, absolut minunate, atât de simplu și ar ajuta atâția eleve, dacă ar exista într-un manual cu literatura ei subiectivă. Uite, cu un fragment care se numește Volubilis și care este despre simțire și despre creație și despre cum scrii și despre atât de multe lucruri, ce înseamnă să fii un om, la feminin, la masculin, nici nu mai contează, să fii pur și simplu un om. Ea are la un moment dat o sintagmă pe care am remarcat-o studentă fiind și care mi-a plăcut foarte mult. Spune, ochiul artistului este un ochi hermafrodit, nu știu, acum se zice non-binar sau mai știu ce, sau nu știu, este un ochi care este și feminin și masculin deopotrivă. Și uite, am deschis așa o paranteză despre feminin-masculin, că toți suntem la o antologie de genul ăsta. E remarcabil cumva refuzul doamnei Ileana Mălăncioiu, care nu a vrut să fie într-o carte de poezie feminină. Toate opiniile sunt de respectat. Trăim într-o societate în care toleranța este extraordinar de importantă. Toleranța și față de opinii diferite de ale noastre. Lucrurile astea creează profunzime și noi avem nevoie de profunzimea gândirii. Cum să închei ce? Pledoaria mea pentru ochiul și feminin și masculin, ochiul hermafrodit, cum spunea Hortensia Păvara-Bengescu. Și Simona, dacă nu știu, vrei să menționezi o poetă sau câteva versuri? Vreau să menționez ceva. Poezia mea preferată din toate antologiile pe care le-ați scos îi aparține Margaretei Sterian. Cred că cu ea începe volumul 2. E o poezie atât de profundă și de frumoasă și de feminină. Poezia trebuie să fie și feminină, inclusiv poezia masculină. Zic eu că e bine să fie și feminină și îmi place că la noi sunt câțiva tineri autori care au acest curaj de a aduce în poezie și feminitatea masculină. Acum, fiind profesoară, chiar îmi vine să trimit la Elisabeth Badinter, o filozoafă franceză de care mie îmi place foarte, foarte mult și care militează, ce cuvânt, Dumnezeule, este pentru alianța feminin-masculin și așa mai departe. Alice Călugăru, din tot volumul acesta, este preferata mea și sunt poezii impecabile, absolut impecabile. Poezia preferată din ce ați ales voi este poezia Buruieni, fel de laudă buruienilor. Vă dați seama că îmi convine, am și o poezie care se numește Buruieni. Despre Alice Călugăru, care pur și simplu a dispărut din peisaj, nimeni altul decât Arghezi a spus așa, este cel mai mare poet, atenție, folosește masculinul, este cel mai mare poet al generației mele. Păi unde a dispărut fata asta, cel mai mare poet al generației lui Arghezi? De ce a dispărut? De ce au dispărut atâtea altele? Și vă mulțumesc personal, dragă Paula și dragă Alina, mai ales pentru acest volum în care, extrem de emoționant pentru mine, în care voi ați adunat fetele pierdute și ați pus puțină lumină peste ele. Eu aveam niște citate din poeziile lor în care ele vorbesc chiar de condiția de fete. Da, aici la mine e prea întuneric, nu știu, poate, uite, Madeleine Andronescu, deși erau mai multe, Madeleine Andronescu spune la un moment dat, obscurul destin fetesc, obscurul destin fetesc, și cred că Olga Caba spune la un moment dat, și asta aș pune eu ca moto, dragă Adela, dacă ar fi să mă iau după tine și să găsesc un moto pentru mine, pentru poezia mea,
albe surori, albe surori, eu aș pleca din rând. Și țin mult la surorile astea care ies din rând și care sunt străine cumva de discuțiile astea parazitare, care parazitează uneori literatura. Eu am ieșit din rând și îmi plac surorile care și ele ies din rând. Mulțumesc foarte mult, Simona Popescu. Revin la voi, Alina și Paula, așa cum spusesem, mă interesează și dacă ați avut poate ceva dispute în culisele acestui volum. Nu știu dacă a fost vreo poetă unde v-a fost mai greu să cădeți de acolo. Și m-ar interesa, desigur, și topul vostru sau, nu știu, poetele cele mai surprinzătoare pentru fiecare dintre voi, dintre cele 25 de voci. Și mă bucur că Paula a menționat și aderența aceasta la social și politic, de aceea și biografiile sunt foarte importante, pentru că, iată, chiar astăzi auzim directori de teatre naționale care spun că teatrul nu trebuie să fie politic sau foarte mulți care spun că literatura nu e politică și nu are nicio legătură. Revenirea la poetele din Interbelic, cred eu că ne arată un alt tablou. Alina? Am petrecut multă vreme în intimitatea tuturor și sunt foarte apropiate de mine. Mă bucur foarte mult că stau toate unele lângă altele, la fel cum stau multe dintre volumele lor la mine în bibliotecă. Și este unul dintre cele mai dragi și mai fragile și mai prețioase rafturi din biblioteca mea. Am așa niște emoții în glas când spun treaba asta, pentru că de 2 săptămâni vedem foarte multă distrugere în jur și cred că nu e persoană care să nu se fi întrebat, știi, dacă în secunda asta mi se întâmplă mie, știi, păreții ăștia cu cărți, raftul nostru preferat, ce se alege de el? Probabil că foarte multe dintre noi am făcut așa un tur cu privirea greu în jurul bibliotecilor și al obiectelor dragi. Și în cartea asta sunt și poeme care reflectă această stare de pierdere, de spaimă și de refuz al războiului. Nu pot să nu pomenesc pe Magda Isanos, din care cred că o să citesc exact acum o bucățică foarte mică, pentru că e un poem lung și nu vreau să ocup spațiu cu asta. Am divagat puțin, nu vreau să nominalizez și să fac un top 3, pentru că îmi sunt foarte dragi toate și cred că ideea unui astfel de proiect a fost să creăm un flux și ideea de continuitate și nu neapărat o ierarhie. Eu o să citesc bucățica asta tocmai ca să ilustrez emoțiile noi din ziua de acum, care ne-au încercat pe foarte multe, legate de emoții la fel de puternice care au aparținut unei poete care scria la începutul celui de-al doilea război mondial. Și așa, partea a patra din acest poem, care se numește Prin el am cunoscut norodul. Oamenii au ridicat steaguri mai înalte, au răsunat clopotele țării, iunie 4. Cât de mândri erau soldații din poze, de prin gazete, cât de triști erau ei, pământiii, care mureau acolo, în negură. Doamne, cum aș fi tăiat degetele celor care scriau minciunile despre nu știu ce eroisme. Ca și cum norodul n-ar fi murit și așa. Doamne, cât mii de rușine! Omul meu, bărbatul meu, căminul s-a stins de mult. Vin acasă. Cât ai să mai stai în toate Rusiile? Mă rog, acum e invers. Și la cealaltă întrebare pe care ne-ai pus-o, să spun, nu, din punctul meu de vedere, nu amintesc, nu cred să ne fi hârâit pe vreo poetă, ba din potrivă, era așa o bucurie, hai că am mai găsit încă un nume, să vedem tu ce știi despre ea, unde găsim volumele, pentru că revenind la discuția cu care am și început, am folosit toate canalele de documentare, de a ajunge la niște poete, de a ajunge la informații despre viețile lor și
cum deschid eu, fiind atât de implicată în toată povestea asta, mă întorc practic la procesul ăla în care eram pe canapea înconjurată de foarte multe cărți, le și văd acum unele atât de fragile. Aveam senzația că dacă desprind un pic mai neglijent o să se dezintegreze hârtia aia, pentru că n-au fost toate păstrate în cele mai bune condiții. Așa că n-aș putea acum să nominalizez. Am putut și pot doar să spun că legat de această poezie și de legat de poezia Magdei Isanos am avut și am în continuare o apropiere tulburătoare pentru mine și la care nu cred că m-aș fi așteptat. Mulțumesc, Alina. Sigur, am vrut puțin să vă provoc, nu neapărat de a face un top, dar poate să știu exact consonanța cu anumite poete. Eu te-am și auzit citând câteva versuri de o extremă actualitate, chiar din acest poem al Magdei Isanos, la evenimentul de săptămâna trecută și mă bucur că ai menționat-o și ar fi o invitație de redescoperire a acestei poete, mai ales în aceste momente. Paula, pentru tine cum au fost culisele și, nu știu, poate cele mai surprinzătoare dintre biografiile sau versurile pe care le-ai parcurs? Cred că, spre deosebire de celelalte două volume la care am lucrat, în volumul ăsta mi-a fost un pic mai dificil la început să mi adaptez urechea la o poezie care sună altfel decât poezia din scris în perioada comunismului sau din perioada postcomunistă de după 90. Dar în același timp am găsit anumite voci care m-au surprins prin contemporaneitatea lor. Pot să o menționez aici pe Madeleine Andronescu din nou, din care poate ar trebui să și citesc un fragment. Când vin în vizită mamele cu băieții, mă gătesc să le răsar cu farmec și grații, dar mie îmi vine să zgârii păreții. Zâmbesc, cânt la pian și spun versuri consacrate, că doar sunt fată cu Paris și pension, luale ar naiba pe toate, că-s și plină de toane pe care cică nu mi le-ar fi dat nici bunica, nici mama, dar atunci cine să mi le fi dat, sfinte gură de aur Ioane? Și trebuie musai să mă mărit, să le iau părinților piatra din casă, Doamne, să nu mori de urât, să cad peste un suav sau perfid nătărău care să-mi scrie de Romeo, Julieta și subsemnata. Glumesc eu așa, dar tare mi-e rău. Un alt caz care m-a interesat la nivel de atât de poezie cât și alegeri politice este desigur Maria Banuș, probabil printre cele mai cunoscute poete din acest volum, ale cărei poeme, în special din Țara Fetelor, din volumul său de debut, eu le ador și la care revin foarte des, dar în același timp ceea ce mă interesează în cazul ei este și biografia și faptul că aceasta a colaborat cu regimul comunist și a susținut stalinismul și apoi a regretat și a regretat aceste alegeri. Și mă interesează cumva dilemele astea morale, în special, și mă rog, acum cu regimul putinist, a cărei fațetă groaznică o vedem manifestându-se în Ucraina, mă interesează și cumva luptele astea interne, morale sau compromisurile pe care le facem noi ca scriitori, ca artiști, ca membri ai unei societăți. Și aș mai citi poate din Marea Socoteală, din poemul care închide volumul, de Marea Socoteală de Olga Caba, care la fel mi se pare un poem care merge împotriva prejudecăților pe care le-am putea avea despre epoca și stilistica poetelor care s-au afirmat în interbelic.
Într-o zi când mă plimbam pe câmp, m-am întâlnit cu viața și i-am spus: stai cu mine puțin aici pe piatră, că multe am să te întreb. Ne-am așezat alături printre holde și atunci am început așa: eu am plecat spre tine fără șovăire, față în față, și tu m-ai ocolit. Și apoi poemul ăsta, care se întinde pe câteva pagini, se transformă într-un soi de ceartă cu zeii. Ți-e frică de mine pentru că ți-am dat ce mi-ai cerut, dar tu ce mi-ai dat în schimb? Răspundem. Mi-ai pus în cale pomul oprit, încărcat cu păpuși. Dar ce crezi? Sunt copilă și mă arde de joacă și mi-e frică de mama pădurii? Dă-mi alte jucării, mai adulte, cum este poezia, prin care să te pot înjura măcar. Și aici trebuie să zic că versul ăsta astăzi mă face să mă gândesc la toate billboard-urile astea din Ucraina, care zic Russian worship, go fuck yourself, ca să nu zic în rusă și ca să nu zic în română, că mi-e mai ușor să înjur în engleză decât în română. Toată pomana ți-am aruncat-o la gârlă, mi-am păstrat doar acest dar ca să te pot suporta pe tine, tu care nu știi niciun răspuns la vreo întrebare și ai nevoie de mine. Ca să-ți spun ce culoare au iarba și marea și norul și tu, câți dinți ai în gură, ești prea slab și prăpădit și ți-o-i face o armură, ești gol și plăpând și am să te îmbrac. Și am să-i îmbrac pe toți zeii rupți care sprijină templul tău șubred în chip de coloane. Și am să mă mai rog din când în când ca să nu moară de foame, deși nu pot să-mi arate nicio rană profundă ca a mea. Și am să conjur toate vacile câmpiilor mele arcadice ca să vă alăpteze panteonul și veți fi cu toții pensionarii mei. Dar să vă purtați bine când îmi moi tocul în cerneală, să intrați în rime ca soldații în linia de bătaie și când vă spun eu alb, alb să fie și pace. Toată lumea stă cu botul pe labe și tace, dar să tremurați de furia mea, că de mă plictisiți prea mult, îmi zbor creierii și s-a terminat cu voi pe vecie. Zei îndurerați, șleachtă de excroci sentimentali, cerșetori de tămâie. Spune, Miruna, ar mai fi un minut pentru să adaug? Sigur, eu cu permisiunea voastră tot așa aș vrea și eu să citesc un poem. Te rog, Simona. Nu va fi un poem. Aș vrea doar să remarc o poezie care m-a făcut să cad pe gânduri. Este a Sandei Movilă și titlul este Poem necunoscutei luptătoare de la 1848. În mintea mea nu existau femei legate de Revoluția de la 1848. Și au fost. Altceva. Vreau să spun că sunt niște ilustrații atât de frumoase de Maria Guțu pentru această carte și o foarte frumoasă fotografie a ei, care mi se pare că se potrivește acestui volum. Uite, vă arăt. Mi se pare atât de frumoasă. Și aș citi o poezie foarte, foarte scurtă pe care am citit-o și la întâlnirea noastră între poete, acolo în frigul respectiv. Eram noi între noi și s-a citit frumos. Dar trebuie să aprind lumina pentru că eu altfel nu văd. Este o poezie de Magda Isanos și se numește Rugăciune. Și o citesc și cu gândul la ce se întâmplă astăzi pe lume. Pentru pace mă rog, pentru lucruri uitate și pentru oamenii din singurătate. Un cerc vrăjit se închide în jurul lor și fruntea îngheață, orele cobor, spre zi mai albe, orele cobor. Se pare o poezie atât de frumoasă și de potrivită pentru cei singuri de astăzi și pentru cei în suferință. Așa este, mulțumesc foarte mult, Simona, și vreau să completez și eu această lectură cu un poem de Otilia Cazimir, pe care mulți dintre noi, din păcate, o asociem mai degrabă poemelor pentru copii. Și acesta este poemul Podoabe, pe care ea îl dedică poetei Alice Călugăru. E și un exercițiu de solidaritate și de apreciere între poete. Azi am visat că atât sunt de bogată.
că aș putea să adun în mâini viața toată. Mirezmele grădinilor sub soare, furtunile când vin tulburătoare, lumina lunii în falduri de pădure și ploile molatice și sure. Să adun cântând în calde nestemate culorile și cântecele toate. Din buruieni sălbatice și ude, strivind în palmă foaie după foaie, să răsucesc mărgele reci și crude, parfumul ierburilor după ploaie. Să adun apoi mărgăritar ușor din râsul meu, din râsul tuturor, iar plânsul cel zadarnic și amar să mi-l aleg în strop de chihlimbar, să-mi fac brățări din plânsul diafan. Pe urmă, din crenguțe de mărgean, să închipui acuit conturul gurii, în diamantul negru, piatra urii. Cu bobul neted, înghețat și sferic, să prind captiv un fulger de întuneric. Și în nepăsarea ceasului târziu, să înșir prelung pe firul amintirii, hurmuz de sticlă, sunător și viu, plăpând ca bucuriile iubirii. Din volumul Fluturi de noapte, din 1926, e un poem pe care de asemenea l-aș considera potrivit pentru aceste momente și puțin mai luminos și foarte vegetal, cum spunea și Simona despre multe, multe poeme din acest volum. Cred că am ajuns la final, dacă, nu știu, Alina sau Paula ar mai vrea să facă vreo adăugire de final, dacă nu, o să încheiem aici. Alina, Paula, ați mai vrea să adăugați ceva? Eu vreau doar să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că am avut discuția asta împreună vouă, că am avut discuția asta împreună și celor care ne-au urmărit. Da, și eu vă mulțumesc că suntem aici împreună și noi când v-am invitat să discutăm împreună, să sărbătorim acest volum, nu ne-am gândit că de fapt în felul acesta unim într-un fel primul volum cu al treilea, dar mi se pare foarte potrivit această sărbătoare. Da, e chiar un moment foarte special și un moment de bucurie și merită să sărbătorim și munca noastră și munca celor de dinaintea noastră. Așa este, este și un exercițiu de aducere împreună și, și un exercițiu de admirație. Mulțumesc foarte mult, Adela Greceanu, Simona Popescu, autoarele celui de-al treilea volum, Un secol de poezie română scrisă de femei la editura Cartier, Alina Pocaru și Paula Erizanu. Mulțumim foarte mult Cărturești și editurii Cartier care ne-au găzduit online. Mulțumim celor ce ne-ați urmărit și citind poezie în zilele acestea întunecate, cred că e una din acțiunile care ne pot ajuta să mergem mai departe și să ne dea speranță. Vă mulțumesc foarte mult, la revedere!